Bine, sărbători. Am venit să comandăm tot pentru David. Trimite-mi poza și spun după aia, analizez și trimit poza. Să le trimit pe Elemento, în caz că nu merge ăsta, îl pui pe ăsta, da? Da, și să-ți fie acolo pe WhatsApp câte kilograme tot. Păi eu... Da, deci pentru mâine, am miscul, dar hai că încercăm să facem. Păi hai că scriem, o, scriem acum. Ce să mai, ai numărul meu? Ia, am numărul. Păi gata. Tortul, să fie cum, a sortat? Vorbim pe WhatsApp. Vorbim pe WhatsApp. Păi zi aici la cameră, salut pe YouTube. Să mă urmărească și pe mine, să se aboneze la canalul meu. Cum de YouTube, Andrei de la Strehaia. Cântărești tu. N-am avut timp, nu vezi că nu am timp. Dă mie canalul să te ajut. Hai. Să dai șapul. Mersi, ne auzim. Unde vreau mult pe aici. Revenim. Bună dimineața, prieteni. Uitați-l pe Davidoț cum doarme. Ghioțelul meu. Încă nu s-a trezit. Și eu și Denu mergem să luăm tortul. Ei, bună! Bună! Ce faci? Uite, cum o să facem curățenie? Facem curățenie, da, că avem pregătire azi. Da. Cine e acolo? Ia. Așa se face. Și tu ești pe vlog. Bună, mă, da, hai. Bună! Uite, ți-am luat o floare, madam. Vai, mersi! Și ia uite, ce ți-am mai luat? Pune, ție și lui mama v-am luat la fel. Am cerut cel mai frumos cadou pentru mamă și soție. Ia! Wow! Cu un elefant? Da, e cel, era cel mai frumos de acolo. Mersi, frumos! Hai, Stepu! Să fii sănătoși, sănătoasă! Uite, ai avut grijă de dimineață, așa. Da. I-am luat și lui David, că așa e bine, mățișorul nostru. Da. I-am luat filmat... o jucărie ca să pui, știi, o de asta, o... L-am filmat cum doarme. Ia uitați, asta da. S-o pui lui David, dă-o lui David asta. Și-am mai luat ca să, vezi? Ia. Da. Dar știi, el trebuia să cumpere, trebuia să împarte la... Ce faci? Las că mai să... Să împarte la fete, la gagicile lui. Da. Să împarte. Ai vorbit... Azi am făcut 7 ani. Da, da. Vorbit la am tort. Vorbit, într-o oră să mergem să luăm mamă. Am comandat 2,5 kg, a sortat cu poză. Că cum vrea David cu Robox. Și ce poză ai pus? Cu el. Poză cu el, unde am pus-o și am postat-o. Frumos, în training, frumos. Să-ți arăt după. Gata, prieteni, eu o să revin de la salon, mă duc să mă relaxez și eu puțin. Că după atâta timp, eu doar acolo mă relaxez, să-mi fac Denis, prietenul meu. Tratament de față, mă tun, mă pensez, tot ce trebuie. Vă pup și revin de acolo, oameni buni. Să știți că vă iubesc și revenim. Vă pup. Dar nu, să știi că vreau și eu la salon. Că da. Și eu am avut varicela. Cu toată lumea, dacă vă duceți, fuge de voi. Serios, eu îmi trebuie să... Uite care poză, mamă. Ia, care poză? Ai, ce frumos. Că mâine e șoldul. E frumoasă? Mm. Serios, David e un om, cum să zic, e însemnat, e norocos. Da. Că normal, David e pe 29 februarie, dar îl facem pe 1 pentru că... Da, la anul facem pe 29. Pe 29, da, la 8 ani. Nu zice el că face găleze galbeni, așa spune. Da. David, el e norocos, el face galbeni în găleata o zi. Uite, n-am luat mai multe flori. L-am întrebat... Lasă, pe ce, mai ai vreo fată? Păi și Silvia acum. Așa, n-ai știut. Plecare amândoi. Ia, văzut, m-am trezit de dimineață, mult n-am zis. Urmează runda a doua acum. Cu mi-am făcut treburile, m-am dus la... La tort. Am fost... De v-am adus. Hai, mă duc de asta, mă duc acum la 12, mă duc să... Bine, du-te și fă-i să-mi faci și mie. Nu pot să duc la nimeni. După ce mă tund... După ce vin, mă duc să iau tortul, alo. Nu deci, mai sunt acasă, de Tibi, ce? Unde s-a dus? Să ne face cadou. Ah. Oare unde e Neamișu de n-a apărut? Hai, prieteni, revenim. Au, ia uitați, prieteni, ce soț am.
Nu. Ce vă tratament? Mamă, ia. Chestia că nu mi-a făcut tratament. Ce înseamnă omul? Am avut doar prosop cu apă fierbinte, n-am mai pus creme, soluții deloc, că s-a speriat, căci că... Te infectezi. Da, te infectezi și nu vreau. Nici cu briciul nu mi-a dat. Ia. Și aștept și că vină peste câteva zile, că facem ceva de te infectezi. Uh-huh. Așa m-am tuns, mi-am făcut barbă, m-am pensat. Mi-am făcut... Ești frumos. Ia tricou nou, să văd cum vine. Tricou. Așa, da? L-am făcut pe loc sau? Nu, l-am dat când am plecat de acasă și într-o oră... L-am lăsat... Să-l port sănătos. Mersi, l-am lăsat mai lărgut și mai lung, că nu pot să port tricourile strânse pe mine și scurte, mai lung, așa. L-am făcut bine. Da. Da. Așa, deci mergi cu mine după tort și... Să cumpărăm pălăriuțe și... Ce facem? Pe cine se duce după tort? L-am văzut pe David și pe... Tata s-a dus să cumpere pentru grătar și a zis să mergem noi să cumpărăm balon, pălăriuțe și de-astea. Ce trebuie, da? Da. Bun, hai. Mergem? Da. Hai, prieteni, că ne pregătim să mergem și revenim. Am ajuns după tort. Credeam că e închis. Deja mă speriasem. Nașule, unde ești? Nașul nostru special. Ce este, da? Nu cred. Ia, desfă-i. Băiatul nostru? Nu, e băiatul nostru. Oh, sorry. Sorry. Ne-am băgat nasul de mine, vierbe oala. Ia. Ia. Uite, buletin la 14 ani frumos la mulți ani. Buletin, 18. Uite-l! Ia uite băiatul meu! Țucă mama pe el! Și unde scrie? Încă n-a scris nimic? A, ne certăm! Și scrie acolo șeful meu cu tot. Uite ce tare buletin! Să rămână! Doamnă! Nu ați scris nimic la mulți ani, Ioan David, nimic? Nu scrie să rămână, hai că scrie acum, da? Lasă-mă pe mine că poate... Poate ce? Poate dai cu el jos. Ia uitați-l, prieteni, să trăiască nașul nostru, Andrei, abonați-vă la canalul lui. Suflet Andrei de la Strehaia. Mic. Pentru că merită. Și doamna aici, doamna. Mama, nu, nașul. Doamna, nu. Ia uitați, dragi prieteni. Așa era în poză. Scrieți la mulți ani Ioan David. Ia uitați și bunătăți are aici. Ia arată aici. Dar numi și o bunătate. Îți iau. Vreau și o bunătate. Mică. De-aia. Bunătăți. Serios, mi-e o tăviță? Ce mai frumos bărbat! Da. Cu bubițe încă. Cu bubițe. Vreau să-ți urez în 1 martie sănătos, fericit, o primăvară frumoasă. Da, ți-ai pus astea? Da, mi-am pus astea de la tine. De la tine și ăsta de la tata. Da, de la Bubu. Unde-i nașul? N-a apărut? Întrebăm aici dacă are cifră 7. Dacă nu merge la 3 pași. Ați scris? Gata? Ia să vedem. Ioan David. La mulți ani. Nu-i scrie la mulți ani. La pisteluță. Da, ce frumos. Doamnă, ne dați și o cifră? Aveți? 7. Mafiotul.
scrie și șeful meu. Și am dat poză. Ți faci și o poză. Albastru de băiețel. Ia stai, mă dai? Faci poză? Așa, prieteni, după aia mergem să cumpărăm pălăriuțe. Și... ce? De asta, de copii. Hai, revenim. Hai, revenim. Am ajuns și la China Shop să cumpărăm un 7. Stai că aici îs cifre. O, nu. Litere. Să scoatem cifre. 6, 7, uite. Da. Mai e cu nume? Ce mi-a scris David cu baloni? Sau Max? Ioan, ce scrie? Ai grijă cum filmez. Zi. David sau Ioan? Max. Hai să luăm pălăriuțe și vedem. Doamne, unde aveți pălării de... aici. Aici, aici. Aici. Happy astea de... stai așa, să vedem că avem copii. Să luăm pe copii. Asta cu negru, nu? Nu, astea happy, frumos. Cât e una de asta? Ne puteți ajuta să ne spuneți și nouă cât este o pălăriuță? Toate la fel? Da, 7 lei. Păi cum, că sunt diferite? Astea sunt la... 7 lei bucata, una. Sunt diferite, dar astea e prețul. 7 lei aia, 7 lei asta, așa modelul. Am înțeles. Și cât sunt? Păi Alex, David? Sau așa la o bucăți la 12 lei. Nu, 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 că scrie... Da, prieteni, uitați cine a venit! Salutare! Salutare, prieteni! Salut! Vai! Am ajuns la fir! Mulțumesc! Mărțișor! Mulțumesc să trăiești, să fii sănătos! La mulți ani! Mersi! Salutare, prieteni! Ia uitați, a venit toată echipa lui David. Aici, așa, în sfârșit a venit Bobiță la noi. Și cu Alexuțu, bineînțeles, suntem foarte veseli și foarte bucuroși. Dar nu poate să mă atingă. Eu nu pot să te ating, eu nu mă ating de tine. Dar poți să mă vezi. Dar doar te văd, atâta. Prietena a venit ziua mea. Și ești bucuros că a venit de una de și ia la tine. Pe domnul procuror aici, pe domnul a venit și Denis, forța noastră. Ia băgați un dans așa pe set. Frații mei. Puterea mea. Puterea mea. Da. Ce faci, Ale? Vino și tu. Și tu ești puterea noastră, Bobiță. Știu. Noi și ne era greu fără tine, serios, când ai mai venit la noi. Mai știi melodia aia cum făcea bunicul cu Marco și cu Florin. Da. Frații mei, puterea mea. Da. Dragă de el. Hai, stai, ia ciucat stai, puțin. Stai, bun, e gata, stai. E gata, puiul meu. Leonardo, unde dai? Da, uitați, nu mă, Leonardo, i-a spălat Silvia Lidaș. Tu și Denis. Alex, Alexuț, de ce tu geocuța jos? Dă-o jos, că e cald. Că e cald. Stai să spun, să uite prietenii. Leonardo, tu să fii... Agni și bunica. Stai. Ce faci, bunica? Să uite și prietenii ai. Doar Denis, Nasie, nu vine. Vine și Nasie. Stai. Băi. De mult nu le mai văd împreună pe lumina. Lasă că de acum începem și stăm împreună, da. Chiar sunt. Băi, ni s-a umplut inima la loc. Bătești cu vite. Bătești cu vite. Leonardo! Eu aștept aici să băgați un dans stil Leonardo Bobiță. Hai, să văd care joacă mai frumos. Dar cine cântă? Cred că tot Leonardo cântă. Stai, auzi. Schet, așa, așa. Bă, stai. Ia uite. Uite-te la asta, uite-te la asta. Ia, păi. Ia. Pus-i controlez. Așa, așa. Unde? Ia, lângă ușă toată lumea. Ia, hai, toată lumea. Hai, ridicați-mă. Ia uitați, prieteni. Petrecere pe silent. Bagă-n a doua.
Păi mai dans, mai cântă atâta. Hai Denis și tu. Alex, tu ce faci? Trebuie să dansezi. Unde e tortul? Surpriză, după. Unde e mașina? Unde e tortul? Tortul e la frigider. Hai că vă pun muzica, acum și dansați, da? Dar nu e. Păi nu, opresc, opresc. Mădălina, trebuie să pui like ca să pui muzică. Nu oprim. Ia uitați, prieteni, frații mei, puterea mea. Vino și tu, Alex. Stai, stai să-l spun. Ia sunt, stai. Ia sunt. I-a trecut, i-a trecut, el deja e. Păi, nu. Mădălina, a venit tata profesorului al nostru. Ai fost la școală? Da, așa. A, da. A venit, am făcut mărțișoare. Vin imediat. Și a venit tata directorului și eu l-am mințit pe tata lui. Unde că mă numesc Leonardo Darian Andrei. Da. A, da. Și ne-a pus doamna învățătoare să vinde mărțișoare pentru 5 lei. Dar ce nu știe doamna învățătoare e că noi le-am scumpit la 40 lei și am făcut 20 de milioane. Bravo! E adevărat, e adevărat, le-am lăsat pentru școală. Da? Și unde le-ați vândut? În piață? Nu! Le-am dus și în piață. În piață am dat gratis. Dar prin școală. Toate pentru 40. Bravo! Uitați, prieteni, am pregătit masa. Bine, nu e doar asta, încă mai punem pe ea. Am pregătit așa, pasul și aperitiv. Și mergem la grătar. Cine știe? Dacă vede. Hai! Bobi, stai cu minte? Mă duc afară la baba. Hai să vă arătăm și grătarul, prieteni. Am făcut așa pentru copii mai mult. Mă filmez să mă vadă țiganii. Păi da, ce? Nu avem voie să facem camere de grătar? Păi nu, că sunt dată în ziar, că mănânc. Micii sunt... s-au făcut? Da, micii sunt... Și pe mânăciori mai după aia. Da. Strângem astră într-un... pe fiecare după aia punem pe masă. Am făcut că a venit copiii mei la mine. E poți mei. Da, a luat Leonardo pe David după gât și pe Leo, pe Denis. Și a zis frații lui, puterea lui. Ce faci, Chivi? Eu fac vânt aici așa pentru la grătar. Și azi da, suntem... Da, dacă mai faci așa, ia pe Mădălina vântul. Mai ia vântul. Sărbătoritul de a împlini 7 ani, David. La mulți ani îi dorim. Mulțumesc. Și la familia lui și la și vouă, spectatorii care ne urmăresc acolo așa. Eu sunt Mitrică de... Mitrică. În orice punct de vedere mă găsiți, mă. Da. A? Da. Mamă, mamă, bunătăți. Mădălina. Locul de Leonardo, locul mami. Uitați ce copii cu minți toți la masă. Așa îmi place, toți copiii la masă să mănânce. Și Alex acolo în spate. Alex? Poftă bună! Bun ai venit, Dănuț! Bine ai venit, Dănuț! Vezi ce copii avem! Mă vine să te pup, dar n-am voie. Dă-te, dă-te la o parte. Parcă s-a umplut inima al mine. Jacu, de-a ne trei lângă. Ce vezi, da? Eu pun melodia acum. Mai pun masuț. Hai, prieteni, încheiem vlogul aici și revenim pe canalul lui Dănuț. Nu mai luat de jos. Nu mai luat, David. Dar bun. Prima, bun. Bă, ce bun. Hai, toți copiii. Hai. Prașau. Îți dau acum, papă, prașau. Mulțumesc, bunicu. Cu asta de asta, hai. Da, e bună. Da. Și prașau. Prașau. Asta e prașau, hai. Prașau. Toți vedeau cu asta, hai. Hai. Dar asta de ce este prea așa? Mamă, ce... Alexandru. Așa e. Mamă, ce am... Alexandru, dai jos, Giocuța. Bună, ce dau pe nota a pata. A patra, a patra. A prata. Nu, a doua. Hai. Sărbătoritule, mănâncă cu mâna. Nu, lasă că copiii mănâncă cu furculița acum, că sunt copii cu minți. Alea, David a făcut și-a pus pe aia.
7, 7, hai, revenim pe canalul lui Dănuț. 81.